please correct. Stop for five. Okay. Please. Check it. Pentru prima dată în această gală, Cezar Gheorghe și-a luat o pauză, s-a schimbat arbitrul din ring. Judge, time. Nu a trimis încă nicio lovitură, Ionuț. Așteaptă să vadă primele mișcări ale adversarului. Din nou avantaj de înălțime, de alonj. Este un lucru cu care Ionuț este deja familiarizat. A trimis câteva lovituri de picior până acum Sasha Jovanović. Chiar că se apropie Atodiresei cu brațul stâng de adversarul său. Bună această lovitură mediană care i-a prins ficatul adversarului. Dă încă o lovitură mediană de picior din partea lui Atodiresei. A rămas puțin descoperit sportivul. Foarte rapid în execuții Sasha Jovanović. O lovitură sub centură, acuzat acolo de Sasha Jovanović. A reușit să prindă un croșeu, dar și Ionuț trimite un croșeu cu bratul din față. Stop! Nu poți stop, ok? Foarte bine această ripostă a lui Ionuț. Lovitura de picior trimisă acolo de Ionuț. Încearcă un high kick și adversarul său. Lovitura din întoarcere, blocat acolo de Jovanović. Bun, croșeul de dreapta, surprins din nou Jovanović. Momente bune pentru Atodiresei pe finalul acestei prime reprize. Încearcă să fure cu clinciul Jovanović. Sunt momente grele pentru el. Ultimele secunde în această primă repriză. A ratat din nou Atodiresei un croșeu de dreapta. Bună ieșirea din distanță. A trimis acel croșeu în aer Jovanović. Domină teritorial acest meci Atodiresei. Bune loviturile sale. Ține brațele sus acolo Jovanović, dar ne găsează o dreaptă la corp. Descubre.
acoperă cele mai subțiri lame create vreodată de Gillett. Gillett Fusion Pro Glide. Reproiectat cu cele mai subțiri lame Gillett, tratate cu un înveliș special pentru o alunecare fără efort prin firele de păr și cel mai confortabil bărbierit de la Gillett. Gillett Fusion Pro Glide, tehnologie revoluționară a lamelor, pentru o alunecare incredibilă a aparatului de ras. O primă repriză bună pentru Ionuț Adoviresei. A reușit să conecteze cu câteva lovituri de braț. Un adversar dificil, acest Sasha Jovanović, mai înalt, foarte rapid. Însă Ionuț a reușit să găsească îndeajuns de mult de breșe în defensiva lui. Alneca acolo sportivul român,